După o săptămână de pauză cauzată de timpul nefavorabil, fotbalul la nivelul județului se reia în acest weekend cu jocurile de la Liga a 4 și a 5 Astfel, sâmbătă cu începere de la ora 11.45, vor avea loc jocurile din cadrul etapei a 14-a din Liga a 4 capul de afiș fiind ținut de întâlnirea de la Pitești, dintre FC Argeș 1953 și Victoria Buzoiești. Considerat a fi un veritabil derby al etapei, jocul dintre cele două formații, practic cele mai în formă de până acum, succită mult interes. Echipa care va reuși să se impună va lua o opțiune serioasă în ceea ce privește ocuparea fotolului de lider al clasamentului. Alb violeți au de partea lor proprii suporteri cât și terenul, fapt ce a determinat pe specialiștii în domeniu să-i considere favoriți. Însă echipa din Buzuiești vrea să demonstreze că are valoare să se bată de la egal la egal cu orice echipă. Rămâne de văzut dacă prin venirea lui Adrian Dulcea pe banca tehnică a piteștenilor a fost de bun augur și echipa își va continua parcursul bun de până acum. O altă partidă de interes pentru microbiști se va disputa la rucăr. Formația din localitate va primi vizita Gloriei Berevoiești într-un joc al marilor orgolii, mai ales că oaspeții le-au administrat rucărenilor, o corecție severă în tur atunci când au câștigat cu scorul de 7 la 1. Ase Rucăr a scăpat de ultimul loc în clasament, reușind în ultimele jocuri disputate să se impună, mai ales în prima etapă a returului, atunci când au reușit să furnizeze surpriza câștigând în fața victoriei Buzoiești scor 1 la 0. Astfel în lucrurile, ne așteptăm ca sâmbătă la rucări iubitorii sportului cu balonul rotund să asiste la un adevărat spectacol fotbalistic, mai ales că Gloria Berevoiești își dorește să-și mai treacă în cont încă o victorie. Formațiile de pe locurile 3 și respectiv 4 în clasament Unirea Bascov și CS Mioven 2 au și ele de susținut partide dificile. Unirea Bascov se va deplasa la Priboeni, iar Galben Verzi la Olimpia Suseni. Tabloul complet al etapei a 14-a din Liga 4-a -a este următorul. Liga 4 senior etapa a 14-a. CS Sporting Pitești, CS Delere Pitești, CS Rucăr, ACS Gloria Berevoiești, ASE Viitorul Ștefănești 2007, ASE Micești 2002, A se Argeș Pitești 1953, ASE Victoria Buzoiești, ASE Vulturii Priboeni, ACS Unirea Bascov, ASE Olimpia Suseni, CS Mioven 2.